Radu Băsălău este noul om din staful echipei de rugby Steaua București, formație care țintește medaliile de aur în acest sezon. Dublu campion național și de 4 ori câștigător al Cupei României cu Steaua, Radu se întoarce practic în Ghencea și ocupă funcția de antrenor de performanță. Pentru mine întoarcerea asta înseamnă foarte mult pentru că am plecat de la Steaua în 2008 și am jucat mare parte în care am mers la Steaua. Succesele mare parte din ele am avut la Steaua, pentru că la Arad nu am reușit să iau un campionat și obiectivul ar fi să întoarcem Steaua la performanța care am avut-o în 2006, 2007, 2008. Aș dori să cred că pot să ajut cu aportul meu de cunoștințe și aș dori să fiu sprijinul lui Viorel Lucaci. De când am retras, am fost preparator fizic la Federația de Rugby până în 2013. Și din 2013 până acum am fost preparator la trei echipe din UK, Cardiff Blues, Wasp și Dragons. Antrenorul principal, Viorel Lucaci, este încântat de cooptarea lui Radu Băsălău în staful formației roșalbastre. Ai un lucru extraordinar de bun care s-a concretizat. Avem nevoie de tot ce înseamnă experiența lui. Are în jur de 10 ani petrecuți la echipe de înalt nivel și sigur o să fie un plus pentru Steaua. Printre alții, Radu Băsălău l-a regăsit în Ghencea și pe mijlocașul la grămadă, Florin Surugiu. Suntem foarte fericiți că avem un nou component în staful nostru. Radu îl cunosc foarte bine, am jucat împreună la echipa națională și este plin de experiență. M-a antrenat în Anglia, în Țara Galilor și a fost la cluburi importante din Europa. Deși a fost plecat o bună perioadă de timp în Marea Britanie, Radu este convins că rugby-ul românesc are valoare și îndeamnă pe toți copiii să practice acest sport. Cred că rugby-ul din România este subapreciat. Eu cred că în România aveți jucători și sunt jucători foarte buni și cred că lumea nu își dă seama ce nivel s-ar putea atinge în România dacă ne-am focalizat resursele și am organizat și structurat un pic mai bine procesul. Eu consider că este un sport la fel de frumos ca și fotbalul, ca și handbalul. Și este un sport, cum un bun prieten meu mi-a zis, este un sport care este deschis pentru toată lumea. Nu contează dacă ești mic, mare, mai plinuț, mai slăbuț, mai înalt. Toată lumea are un loc în rugby, unde în alte sporturi nu toată lumea își găsește un loc.